Grav accident pe drumul dintre Pitești și Brașov. Un motociclist a murit după ce a intrat în plin în spatele unei mașini oprite. Bărbatul de 59 de ani se îndrepta spre Pitești tocmai pentru a-și înmatricula motorul. La un moment dat, omul a depășit în viteză o coloană de mașini și s-a izbit violent de un autoturism. Tragedia a fost văzută chiar de ginerele motociclistului aflat într-o mașină în spatele său. Am mers până la intersecția la mărăcinie din spatele meu, după ce m-a depășit, s-a băgat înapoi în fața pe prima bandă. Am mai mers 200-300 de metri aici pe linia dreaptă, după aia a intrat înapoi aici în curbă pe banda a doua. Și ele știind că mașina aici se bagă la intersecție. Și a intrat în plin în el. În urma impactului, motociclistul a murit pe loc, iar un alt șofer a fost dus la spital. Soția conducătorului auto care a fost rănită a ajuns într-un suflet la locul accidentului. El, fiind cel din față cu Clio oprit, din șocul ăla a intrat și a avariat Renault Clio pe spate. În rest, atât mi-a spus, asta știu, n-am fost martor. Din cauza accidentului, traficul a fost blocat complet mai bine de o oră. Trupul motociclistului mort a fost dus la medicină legală, iar polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.